Salut și bine v-am la prima ediție din Fere News. Emisiunea săptămânală în care vorbim despre ce se mai întâmplă pe internetul ăsta. În ediția de astăzi vorbim despre Cristina Ivone care și-a arătat pe internet. Începe războiul. Și plus de asta a scos și fratele meu Ian Vudu. Începând cu cel din urmă, fratele meu de nas. Ian a scos Vudu, mult așteptatul album care tot a fost amânat o perioadă lungă de timp, dar a ieșit de curând și ce credeți? A rupt și topurile. Frățiorul meu vină la podcast. În ce privește acest album, părerile au fost împărțite. Multora le-a plăcut, multora le-a displăcut mulți au spus că bitul este asemănător, printre care și eu. Dar nu contează, pentru că acest nou album nu trebuie comparat cu Slayer, care a fost superior. Dar asta fratele vostru aseară și-a ascultat album, într-adevăr, biturile cam seamănă între ele. Dar Ian nu încetează niciodată să ne ofere muzică de calitate. Mie chiar mi-a plăcut acest album și drept dovadă v-a plăcut și vouă, pentru că multe din melodiile lui sunt în trending. Trecând mai departe, și totuși revenim la acest subiect, acest album a fost postat pe canalul lui Ian de YouTube, nu a fost postat pe Ocult Record, pentru că s-a certat cu fratele lui cu Asteca. Am, am spus Asteca. Bine, bine, Dan, am, am înțeles. Dă mi l pe Asteca, vreau să-l văd. Mulțumesc. Deci, da, acest album a fost postat pe un canal mult mai mic, și totuși a făcut un număr grozav de vizualizări, mult superior față de alte albume solo care au fost scoase în ultimul timp. Și ce l-a În altă ordine de idei În zilele ce au trecut Am observat mai multe TikTok-uri cu război Decât cu Andreea Bustănică Dacă nici ăsta nu este un semn clar că începe războiul Atunci efectiv nu știu care este un semn clar că începe războiul Deci semnele sunt acolo Domnul Putin câte Putin Vrea să se joace World of Tanks Și pe teritoriul românesc Așa că băieți Pregătiți-vă cizmele de război Nu voi Tu niciun caz Terminând știrile apoteotic, lumea spune că live-urile de pe TikTok au ajuns un pic cam departe. Ha, ha, hi, hi, s-a mai aruncat o saltea de pe geam, s-a mai aruncat un frigider, orice atâta timp când nimeni nu este rănit și lumea râde, lumea este entertain. Dar pe mine unul m-au pierdut puțin cu Cristina Ivon când și-a arătat pe internet. Efectiv, era live cu Fieraru și și-a arătat pe internet. Bine, o știm cu toții pe Cristina Ivon că e mai crazy, mai altceva. Nu e ca toată lumea, știi ce zic? Dar pe site-urile care trebuie să lăsăm TikTok. TikTok-ul pentru copii totuși, dar ea nu este singura care și arată păsărica pe TikTok, pentru că o avem și pe Daniela. Deci domnișoara Daniela, grosului nostru de la emisiune nu ați vrut să-i arătați păsărica? Nu tu, celălalt gros. Te pup șeful meu, regele meu, Deci viața mea. Deci în altă ordine de idei, domnișoara Daniela, grosului nostru de la emisiune nu ați vrut să-i arătați nimic? Și arătați livratorului de la Taz care s-a mai uitat și cu Zoom în uh, mijul dumneavoastră. <laughs> Dar revenind la ideea inițială, eu nu spun că live-urile de pe TikTok trebuie oprite. Dar ar cam trebui să fie oprite, fie vorba între noi. Lumea se distrează, lumea donează, toată lumea și dansează. Dar nu vă mai arătați, vă rog eu frumos că... It's not Sunt fucking copii sunt copii, să uită copiii pe TikTok, uită verii mei aia mici de 5 ani. Pe bune, opriți-vă. Astea au fost știrile din săptămâna asta, cele mai importante din punctul meu de vedere. Dacă aveți alte știri pe care ați vrea să le discut săptămâna viitoare, lăsați-le în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. Știți deja ce aveți de făcut. Pe data viitoare, Emil v-a pupat. Hai, pa! Da! Cu, Andresca, cu... Așa,